Despre vaccinare discutăm. S-a împotmolit la 3 milioane de oameni. Oameni care chiar au vrut să se vaccineze, s-au vaccinat deja. De aici începe greul și da, guvernanții caută soluții pentru a-i convinge, da, și pe acei conspiraționiști, așa cum îi numim noi, să se vaccineze. Cum credeți că vom ajunge totuși la această imunizare colectivă despre care vorbim, despre care guvernul ne spune? Vorbim de 10 milioane de oameni vaccinați. La imunizarea de masă știm că se ajunge doar pe două căi. Prin traversarea bolii, ceea ce nimeni nu cred că își dorește, deși unii se laudă că nu le e teamă, dar totuși teama există, sau prin vaccinare. Într-o pandemie, evident că soluția este vaccinarea. Nimeni, în mod firesc, nu-și dorește să se îmbolnăvească. Dacă mari medici ai lumii au găsit cercetători, mă refer în primul rând la microbiologi, la cei care, la imunologi, care au descoperit aceste vaccinuri, poate unele mai puțin bune decât altele, dar asta e problema medicilor să ni le recomande. E firesc să apelezi la antidotul confirmat de oameni reprezentanți ai științei. Problema vaccinului e o problemă medicală și nu religioasă. E foarte importantă această distinție, să nu confundăm lucrurile, cum o fac unii din păcate. Noi nu putem vorbi din punct de vedere teologic pro-vaccin sau anti-vaccin. Este o aberație. Trebuie să ne raportăm la o realitate clară, medicală, și vaccinarea este una dintre soluții. Repet, nu există decât două pentru imunizare. Așadar, biserica, cultele religioase în general, pot face un lucru absolut firesc, să îndemne pe oameni să se informeze, să îndemne pe oameni să discute cu medicii, să vorbească cu medicul de familie despre o problemă medicală, nu despre o problemă religioasă, pentru că nu e cazul. Așadar, mesajul bisericii sau așa zisa implicare a bisericii, și poate fi numit așa, este în spațiul informării. Acolo unde nu ajung autoritățile în mod firesc sau unde comunitățile sunt foarte mici, unde contează niște voci, câteva doar, profesorii, preoții, mă rog, primarii, mă refer la zonele rurale, acolo unde scepticismul încă există, ce pot face preoții este să îndemne onest pe oameni să vorbească cu medicii, să nu se lase dezinformați, să nu se lase pradă unui tip de conspiraționism care nu are nicio legătură cu creștinismul și cu credința. Repet, cei care vorbesc din punct de vedere religios, teologii despre vaccin, ori nu știu ce vorbesc, ori fac, din păcate, un mare deserviciu și ideii de credință, și ideii de religie, și, bineînțeles, comunității care pleacă urechea la astfel de lucruri. Mi-amintesc că atunci când au fost protestele, erau inclusiv oameni cu icoane în mână la acele proteste. Toți putem lua în mână o icoană, iertați-mă, dar a lua în mână o icoană și a vorbi lucruri care n-au legătură cu lumea icoanei e un gest și gratuit, inadecvat, ca să nu spun mai mult. Degeaba luăm o icoană în mână și vorbim prostii, și ce avem de făcut este să ne traducem credința noastră în relația noastră cu ceilalți. Pentru că bunătatea ne salvează, generozitatea, atenția pe care o acordăm celorlalți, nu formalismul. Nu a flutura un steag sau o icoană în piață înseamnă ceva, ci a trăi tu însuți ca persoana din icoană. Se folosesc practic de imaginea Bisericii Ortodoxe Române? Există astfel de persoane, dar se iluzionează. Imaginea bisericii nu poate fi folosită de cineva care nu vorbește în numele ei. Nu e cazul să intrăm în amănunte, dar în numele oricărei instituții vorbesc niște persoane care o reprezintă oficial. Cunoașteți foarte bine poziția Bisericii Ortodoxe Române, a Patriarhiei Române, a ierarhilor ei, o poziție întotdeauna realistă, pentru că orice creștin normal este un om care
stă cu un picior în tradiția dinamică, vie a bisericii, care nu trebuie niciodată abandonată, care e o tradiție spirituală, culturală, duhovnicească, și cu un picior în lumea în care trăiește, în modernitate. Facem pași spre viitor, nu ignorând tradiția și nu ignorând realitatea prezentă. Așadar, problema vaccinului este foarte simplă. Medicii sunt cei care pot recomanda sau nu, în funcție de profilul medical al fiecăruia dintre noi, vaccinul. Nu preoții, nu altcineva.